De la prima punere în scenă pe Broadway în anul 1956 și până astăzi, spectacolul My Fair Lady a cucerit și continuă să cucerească generații întregi de spectatori. My Fair Lady ilustrează lumea pestriță a străzilor londoneze, în care florăresele și gunoierii, alături de doamnele și domnii din înalta societate, creionează personaje sincere, ironice, spirituale, paradoxale, devenind astfel motorul întregii acțiuni. Premiera a avut loc în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului la data de 28 noiembrie 2012. Iată, sunt 5 ani de spectacole aproape lună de lună, cerute de către public, spectacole cu sala plină. Este un spectacol vesel, luminos, colorat, cald, ce își dorește să aducă în fața publicului frumosul. Este un spectacol în care se cântă și se vorbește, aproape toate numerele muzicale fiind dansate. Frumosul a fost o constantă a repetițiilor îndelungate, fie că au fost ele repetiții de citire de text, de regie sau de dans. Cum spuneam, frumosul a fost o constantă impusă de către regisoarea Alice Barr, cea care pentru mine a fost omul providenței la un moment dat pe parcursul vieții mele ca artist. Tot doamna Alice Barr ne-a învățat să dăruim cu bucurie, pornind de la vorbele maestrului Dan Rădulescu: nu poți să dai decât ce ai. Ai bucurie când joci, dai bucurie. Nu ai, n-ai ce să dai. Absolut toate spectacolele le-am făcut cu foarte multă bucurie, atât eu, cât și colegii mei, cei care ne-am aflat pe scenă, tehnicul, colegii instrumentiști, colegii balerini, colegii din cor. În încheiere nu îmi rămâne decât să sper că ne vom vedea cât mai des și vă promitem, noi, familia Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, spectacole frumoase, spectacole grandioase, spectacole luminoase și vă așteptăm cu drag.